E o nouă zi, soare ne-a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Dudu. Așa. Vezi? E bine. Bună ziua, Ariciu. Salutare. Spune salutare, Dudu. Bună ziua, Dudu. Încântată. Dudu, hai să-mi cunoști prietenii. Hai deodată. Abia aștepta să-i cunoască. Poate Dudu face ceva greșit? Da, este cam timid. Are nevoie de curaj. Haide, Dudu, să mergem. Monstrule, stai departe! Mă sperii! Nu sunt monstru, sunt Dudu. Și nu sperii pe nimeni. Bungee! Stai! Bungee! Bungee, ești bine? Ce ai pățit? Ariciule, tu ești? Nu te teme, este drăguț. Uite, ți-a făcut cu mâna. Și acum îți zâmbește. Nu, nu o face. Deci de asta nu voia nimeni să-l cunoască pe Dudu. El nu zâmbea nimănui. Dar o pot repara. Uite, acum zâmbește. Ariciu, ce treabă bună ai făcut. Pandi, nu te mai temi să-l întâlnești pe Dudu? Nu! Deloc! Nu mai este monstru! Salut, Dudu! Salutare! Eu sunt Milu! Sunt Rahi! Mă bucur să te cunosc! Să ne jucăm, Dudu! Haide, să ne jucăm de prizele! Ce grozav e că poți face orice formă din plastilină! Iar dacă ceva nu e cum trebuie, poți oricând să refaci! Sculptură. Țopa, ai sculptat un cârnat? Ha, nu e un cârnat, este soarele. Cârneciori avem pe masă, dar nu-i voie să mâncăm. Sunt făcuți din plastilină, nu putem nici să gustăm. Cârneciori-s pentru tine, ca să poți sculpta cât vrei. Nu-i nevoie de unelte sau de alte elemente. Totul este pregătit. Apăsăm și frământăm, frământăm și apăsăm, apăsăm și frământăm, cântecelul fredonăm. Nu va fi ușor, dar iată, împreună-i facem față. A frumos mai e să te zlipești și să lipești. Doar apasă, apasă, noi apăsăm. Și acum apăsăm, frământăm, apăsăm, frământăm, apăsăm, frământăm. Frământă ziua, frământă noaptea. Și uite așa lucrăm. Apăsăm și frământăm, frământăm și apăsăm, apăsăm și frământăm, cântecelul fredonăm. Nu va fi ușor, dar iată, împreună-i facem față. Ah, frumos mai e să te zlipești și să lipești. Doar apasă, apasă, noi apăsăm. Apăsăm, frământăm și apăsăm, frământăm, apăsăm. Tigruțul. Salut, Țopa!
cu ce ești ocupat? Salut! Nu sunt țopa, sunt un tigru! Wow, ce ghiare mari ai! Da, le voi arăta și celorlalți. 3, 4, 5. Cine nu e gata, îi iau cu lopata. Nu e nimeni aici. Mici aici. Ce este cu voi? De ce ați fugit cu toții? Poate că i-a speriat ceva? Mă întreb ce anume. Un balon. Balonule, stai! Milu, tigru îți va prinde balonul. Hop, Milu, poftim. Ai folosit ghearele. Ai spart balonul. Floare la ureche. Tigrii pot prinde orice. Și alte baloane? Milu? Asta înseamnă că și el e speriat? Milu este supărat din cauza țepilor. Mă întreb ce fel de țepi? Sunt cel mai puternic din pădure, îmi car casa în spate. Salut, țopa! Nu sunt țopa, sunt un tigru rapid. Rapid? Atunci tu ești... Tu ești! Pandi, nu vrei să te joci? Ba da, dar scărpinătoarele sunt foarte ascuțite. Scărpinătoare? Scărpinătoare și țepi? Sunt ghearele. Dar fără gheare nu sunt deloc tigru. Ba da, sigur că ești. Ești curajos, agil și rapid. Nu sălbatic, ci domestic. Ești un mic tigru. Așa este, tigrii au nevoie de gheare. Iar bebelușilor le e mai bine fără gheare. Tăierea unghiilor. Pandi, te culci după duș? Noi zi de zi, noi zi de zi, creștem toți, creștem toți. Calăstarii plantei, chiar de când ne-am născut, unghiuțele au crescut. Nu se opresc, știm că se măresc. Și ca să nu fim niște urși, deopotrivă vulturi uli, unghiuțele tăiem. Țac, 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 țac. Unghiuțe scurte avem. Zi de zi, de zi, de zi, ale noastre unghii, ele cresc, nu se opresc, știm că se măresc. Și ca să nu fim niște urși, deopotrivă vulturi uli, unghiuțele tăiem. Țac, 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 țac. Unghiuțe scurte avem. Țac, 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 țac. Țac, țac. De-a mama și copilul. Uite aici, Pandi. Întâi e cercul verde, apoi albastru și apoi galben. Bună ziua, copilași! Ce piramidă frumoasă va ieși! Salut! Da! Nu! Nu e drăguță! Nu va fi! Nu este piramidă! Buu! 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 Nu vrei să ne jucăm cu ea? Cu ce vrei să ne jucăm atunci? Hai, ghițește! Să mergem, haide! Mașină rea!
Haide să desenăm. Ce e oare cu Bandi? Nici eu nu-mi dau seama de ce se poartă așa. Poate că îi e foame. Ne jucăm. Hei, de ce mă joc? De mama și copilul. Și de ce te porți în felul ăsta? Eu sunt copilul și tu ești mama mea. Uite așa. Aha. Atunci fă cum vrei tu, fică. Nu vreau, 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 nu vreau. Ce nu vrei, draga mea? Am obosit. Nu vreau să mă port urât. Și vrei să construiești o piramidă? Da! Uite, pui întâi cercul verde, apoi pe cel albastru. Ce noroc pe Ariciu să aibă o fiică așa bună. Sau Pandi are noroc cu Ariciu? Hm? Capricii. Milu, le spunem celorlalți despre Capriciuța? Nu! No. Ce se aude, ce șoptește, domn Capriciu acum sosește. Și-a venit capricioasa, e prietenă cu el. Capri urlet, capri plânset, capri geamăt, capri scâncet. Toți în cor se adună în grabă să ne cânte. Major! Nu-mi convine ce se întâmplă, nu, 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 nu. Dar acum parcă-mi convine, da, da, nu, da. Nu-mi convine ce se întâmplă, bai, 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 bai. Nu-mi convine ce se întâmplă, nu-mi convine ce se întâmplă, nu, 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 nu. Dar acum parcă-mi convine, da, da, nu, da. Cred că nu-mi convine, bai, 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 bai. Nu, 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 nu. Ăsta este un capricio. Ascultare nu i-am dat. Una se capricio și pe tata l-a marcat. Să dispari pe loc, capriciu, cu prietenii să pleci. Lasă-mi pace copilașul și să nu-l mai necăjești. Lasă-mi pace copilașul și să nu-l mai necăjești. Bebelușul. Salutare, Bandi! Ai un oaspete? Salutare! Da, acesta este bebelușul. A venit la mine pentru o gustare. Piu, piu, piu! Piu, piu! Uo, bună, robot! Bună, Topa! Ai venit ca să-mi fii oaspete? Bună! Da, grozav! Pune-ți casca și pistolul pe scaun și du-te să te speli pe mâini. Vom mânca fructe de pădure. Topa, atunci când vizitezi pe cineva, ar trebui să faci cunoștință cu toată lumea. Bebelușule, el este Topa. Topa, bebelușul. Bebelușul? Nu, este robotul. Îl cunosc de mult timp. Bună, Topa! Bucură-te de masa ta! Aha! Ce bine! Acum sunt plin! Să mergem! Nu! Acum vom face puzzle-uri! Doar o secundă! Ha! Puzzle-urile sunt plictisitoare! Nu, robot!
bebelușului. El a făcut. Ei bine, atunci voi doi o să vă jucați afară și nu veți mai veni niciodată la mine acasă. Ce l-o fi deranjat pe Pandi? Noi doar ne jucăm. Așa este, Țopa. Dar Pandi a fost o gazdă ordonată și politicoasă. Iar oaspeții ei... Noi nu am fost ordonați și politicoși? Am încercat din greu. Apoi au venit, au făcut o dezordine cumplită și au dat totul peste cap. Bine te-am găsit, Pandi! Putem să te vizităm? De data asta vom fi foarte cuminți. Promiteți? Sigur! Atunci intrați! Să fii un oaspete bine educat este plăcut atât pentru tine, cât și pentru gazdă. Joaca de-a vizita. Salutare, Milu! Unde te duci îmbrăcat așa? Mă duc în vizită! Ne pregătim, ne îmbrăcăm, câteva cadouri luăm. Bucurie, veselie, într-o vizită plecăm. Când ajungem, spunem bună! Ne dorim să fim aici, învățăm să fim buni oaspeți, să ne comportăm frumos. Dacă vrei să pui mâna pe ceva, să te joci, să atingi și să iei, întrebăm frumos și politicos, și-apoi gazda te va lăsa. Vizita e pentru prieteni, căci cu prieteni ne distrăm. Musafirii stau la masă, hai și noi să ne așezăm. Musafirii spun bună ziua! Ne dorim să fim aici, învățăm să fim buni oaspeți, să ne comportăm frumos. Dacă vrei să pui mâna pe ceva, să te joci, să atingi, să iei, întrebăm frumos și politicos, și-apoi gazda te va lăsa. Doi cavaleri. 1, 2, 1, 2. Salutare, copii! Hei! Salutare! Aveți de gând să vă întreceți? Aha! În turn există o comoară a dragonului, iar noi suntem doi cavaleri. Primul care ajunge la turn primește toată comoara. Atunci, pe locuri, ha? Fiți gata? Ha? Start! Ariciu, ești bine? Da, piatra era prea înaltă. Acum te rog, privește-mă. Apleacă-te și împinge. Ha-ha! Mă plec și împing. Hai! Apleacă-te și împinge. Am înțeles. Hui! Foarte bine, Ariciu. Dar tot eu voi fi câștigător. E greu? Puțin. Nu te grăbi. Ține-te cu ambele mâini. Folosește picioarele. Stângul, dreptul, stângul, dreptul, stângul, dreptul, stângul, dreptul. Ura! Am reușit! Aproape ați ajuns, copii! Continuați! Opa! Țopa, ești bine? Am obosit! Repetă după mine! Inspiră, expiră, pe gură! Inspiră, expiră, expiră, expiră! Așa! Inspiră, expiră! Ura! Felicitări ție, Țopa! Mulțumesc!
nu aș fi reușit fără tine. M-ai ajutat foarte mult. Și tu, la fel, ca un adevărat cavaler. Ariciu, acum hai să ne întrecem din nou. Ce lucru minunat este sportul! Îi face pe cavaleri mai puternici și leagă prietenii adevărate. Sportul. Uitați-vă la voi! Ce echipă grozavă! Echipă de atleti! Alergăm pe câmp cu mingea, ne distrăm și pe gheață încetişor alunecăm. Înotăm, pasăm, zburăm și tot sărim! Campioni cu toții ne dorim să fim. Ca o sanie pe gheață înaintezi și cu greutăți toți mușchii încordezi. Alergăm de dimineață toți cu spor, parcă-am fi toți avioane cu motor. Eu vreau să devin atlet. Vreau să devin jucător de hockey. Eu vreau să fiu fotbalistă. În acest caz, dragi sportivi, trebuie să vă antrenați din greu, să mâncați sănătos, să nu vă fie frică să pierdeți și să creșteți puțin. Sunteți gata? Da! Să înceapă antrenamentul! Cine e abil? Cine e precis? Eu! Cine e rapid? Eu! Și voinic? Eu! Cine e sportiv, e și puternic? Fiindcă e mereu activ. Fă mișcare! Ești în stare? Toți afară! Facem sport! Chiar dacă nu iei medalii, trebuie să știi să pierzi. Chiar dacă nu iei medalii, trebuie să știi să pierzi. Șoarecele și pisica. Bună ziua, copilași! La ce vă uitați? Salutare! La desene, la șoarecele și pisica! Salut! Ce? Ce este? Țopa, să mergem să ne jucăm! Nu acum! Vreau să mă uit la desene! Uite, mai este un episod! Țopa, odihnește-ți ochii! Poți urmări un alt episod mai târziu! Ochii mei sunt bine! Uite! Bine, atunci mă voi juca singur! Aha! Da. Hei, hei, hei! E așa de distractiv! Haide și tu! Poftim? E așa de distractiv! Ariciu, nu pot vedea din cauza ta și urmează partea interesantă. Hei, unde sunt desenele? Vino înapoi! Țopa, acum telefonul tău s-a descărcat. Vei putea urmări desenele abia după ce se va încărca. Dar vreau să văd desene animate! Vreau să știu ce s-a mai întâmplat! Știu eu, știu eu! Micuțul șoarece s-a ascuns. Și pisica nu l-a găsit, asta-i tot. Nu l-a găsit? Dar pisica știe să caute. Aha! Miau! Pisica a prins șoarecele. Aiurel! Șoarece a fugit. Chit, chit, chit! Iar pisica l-a urmărit. Copilași, mi se pare că tocmai ați inventat un joc. Da, joc de desene animale. Prinde-mă dacă poți, Săpa, adică pisică. Grozav! Se pare că jucatul de-a desenele e mai distractiv decât să le urmărești. Desenele animate. Ia spune-mi, Pandi, tu mergi acum să te odihnești? Voi privi la desene animate multe episoade.
Mulți cartofi mănânci odată și ajungi tristuț deodată. Dar dulceață de mănânci duioșie simți atunci. Iar desene de vezi multe, foarte mult te recrezi. Totodată, mare grijă, dependență îți crezi. Niciun joc nu joci, nu joci. Să citești, n-ai să mai poți, nu mai poți. Nu mai poți nici cânta, nici dansa. Timpul nu-l vei mai putea gestiona. Nu-mi place cum sună. Vrei să înveți cum să privești desenele corect? Uită-te la desene într-un anumit moment, dimineața sau înainte de culcare. Nu te uita la mai mult de 3 episoade odată. Poți vedea chiar 5 episoade dacă ești bolnav sau dacă plouă. Și poți desena tu animații sau să asculti povești despre noi. Voi ține cont de asta. A sosit acum momentul să vă spun întreg secretul. Cei ce fac desene sunt mari artiști, cântă mult, joacă roluri și filmează. Te invită să te joci. Joacă roluri și filmează. Te invită să te joci. Hai sus! Surioara. Bună ziua, Pandi! Ce ai tu acolo? Salutare! E o brioză pentru mine și grohi. Haide! Vine avionul! Cine s-a murdărit aici? Pandi, ea este surioara mea! Oh, ați mâncat deja? Da, am mâncat deja și vom ieși la plimbare. Ha, bine! Grohi, hai să înălțăm un zmeu, vreau eu! N-am timp pentru asta, trebuie să îmbrac pe sora mea. Oh! Grohi, privește zmeul! Haide să-l înălțăm! Mai bine hai la plimbare cu sora mea! Cu surioara ta? Dar nu vreau soră-soră. Cu mine cum rămâne? Mă simt rănită. Pandi, ești supărată că Grohi se joacă doar cu surioara ei? Ești geloasă pe ea? Nu sunt deloc geloasă. Vai, s-a rupt. Cu plăcere! Pandi, de ce pleci mereu așa? Haide să ne jucăm! Eu să plec, nu plec deloc! Haide, desigur! Surioara mea, ea este Pandi, prietena mea cea mai bună! Drăguț e când toată lumea primește atenție și nu e nimeni gelos. Gelozia. Pandi, care este jucăria ta preferată? Ursulețul? Sever zică, îi ador foarte mult. Când vedem că nu mai este nicio urmă de tandrețe, nicio urmă de iubire. Și când ne-au lăsat nici cu tata, nici cu mama, nu mai e la fel, bagi seama. Și încep să simți puțină gelozie acum. Și observă cum emoțiile se adună. Dar privește, gelozia nu-i prea bună. Ia-i în brațe acum, ia-i în brațe acum, pe amândoi părinții tăi.
și pe frate, și pe soră, pe prieteni poți să iei. Nu contează în ce locuri, oriunde ar fi, ia-i în brațe atunci când poți. Cumva ești confuză, Pandi? Da! Când mă joc cu Verzică, ursul e gelos. Când mă joc cu ursul, Verzică se supără. Joacă-te cu amândoi și poartă-te la fel cu ei. Mersi, Ariciu! Te vei juca cu noi? Ia-i în brațe, ia-i în brațe pe amândoi părinți ai tăi, și pe frate, și pe soră, pe prieteni poți să iei. Nu contează în ce locuri, ia-i în brațe atunci când poți. Jungla. Bună ziua, Pandi! Bună! Ce se întâmplă? Cauți ceva? Totul e bine! Am găsit-o! O să mă joc de-a jungla! Unde este spada mea? Spada? Este dificil să găsești ceva în dezordinea asta. Ei bine, mă voi descurca fără ea. Oh! Este prea aglomerat aici. Oh! Voi alerga într-acolo. Acesta este un dezastru în o junglă. Aici era spada mea. Nu este loc pentru joacă aici. Trebuie să curățăm locul. Ce idee bună! De unde începi? Eu? Oh, nu! Nu vreau să fac eu asta! O să las pe altcineva să curețe tot locul ăsta. Va face altcineva curățenia în locul tău? Nu-i spune despre problema curățeniei. Hei, Grohi! Vrei să ne jucăm de jungla? Da, vreau! Ce trebuie să fac? Sunt comori peste tot! Trebuie să le pui în cufăr. Comori! Oh, comori minunate! Aur, argint! Și acestea sunt smaralde! Smaralde? Arată-mi-le! Grăzav! Și ce o să mai facem în junglă? Prindem șerpii boa! Faceți voi aici? Tocmai ce am prins un șarpe boa. Aș putea și eu. Desigur, acolo este un monstru mandarin. Trebuie să-l prindem. Haide, monstrule, intră în cușcă. Pandi, ce altceva mai facem? Îndepărtați copacii. Au fost împrăștiați de furtună. Ei bine, jocul s-a terminat. Acum jungla este curată. Mulțumim că ați ajutat la curățenie. La curățenie? Mi-a plăcut foarte mult acest joc de curățenie. Și mie! Văd o insulă pustie care are nevoie de curățenie. Bravo, Pandi! Ai făcut curățenie și ai creat și un joc distractiv pentru tine și prietenii tăi. Ajutor la treburile casnice. Milu, unde duci ceașca? Mai vrei o porție? No, mă duc să spăl ceașca, să fie curată. Facem treabă cât de multă, ajutăm pe mami, ajutăm pe tati. Asta-i marea curățenie. Ajutăm pe mami, îl ajutăm pe tati. Facem treburi fel de fel și pe mami o ajutăm nițel. Ajutăm pe mami și pe tati mult. Avem atât de multe de făcut. Sopa, ai vrut să ștergi podeaua? Am vrut să ud floarea și s-a întâmplat. Iar acum poți să uzi și floarea și să cureți podeaua. Serios? Absolut! Am spălat vesela toată, pe mami am ajutat-o, l-am ajutat pe tati. Lenjeria e schimbată, pe mami am ajutat-o, l-am ajutat pe tati. Jucăria
zile sunt strânse. Praful de șters n-am uitat, pe mami am ajutat-o. L-am ajutat pe tati. Împreună am reușit. Și pe mami am ajutat-o. L-am ajutat pe tati. La treabă. Bună ziua, copilași! Văd că aveți ceva de construit aici. Salut! Construiesc un palat! Iar eu fac un turn. Bună! Tupa, ia spune, mai pierdut ceva? Am nevoie de fereastra pentru turn. Dar nu am. Panti are una. Fereastra e a mea! Dar îmi trebuie! Nu contează! Este a mea! Pandi, ce tot faci? Iau un acoperiș! Dar este acoperișul meu! Palatului meu îi trebuie unul. Pa, pa, pa! Nu arată prea bine. Nu e bine fără fereastră. Iar Pandi nici nu are nevoie de ea. Tupa, ce pui tu acolo la cale? Este a mea. Și asta e a mea. Haide, Țopa, îmi trebuie acoperișul. Iar eu am nevoie de fereastră. Da, aceasta chiar e o provocare. Țopa, se pare că tu ai ce-i trebuie lui Pandi. Da. Și tu, Pandi, se pare că ai ce-i trebuie lui Țopa. Ce credeți voi că e de făcut? Să facem schimb? Exact! Schimb! Mulțumesc, Pandi! Cu plăcere, Țopa! Și eu îți mulțumesc! Ce frumusețe! Ce minunat este, copilași! Că ați ajuns la o înțelegere și că acum știți ce aveți de făcut când vreți să vă jucați cu o jucărie ce nu vă aparține. A mea și a lor. Asta e a mea și asta e a mea, iar asta nu e a mea. E altcuiva. Este a mea. Asta e un simplu cântec, despre o regulă s-o știți. E al meu, iar ăsta nu e. E al meu, iar ăsta nu e. Grijă mare la ce iei. Și atunci când în palme simți ceva, este un sentiment neașteptat. Grijă mare să nu iei ce nu e al tău. Da, da. Fiindcă atunci când cineva îți ia un obiect de-al tău ce nu l-ai da, s-ar putea să te întristezi și să-ți faci griji. Ariciule, dă-mi lopățica, te rog. Nu pot, îmi trebuie mie. Vrei mingea mea la schimb pentru lopățică? Nu, nu, mulțumesc. Eu am cerut și am sugerat schimbul, însă Ariciul nu vrea să împartă cu mine. Da, Grohi, e jucăria lui Ariciu. Nu trebuie să o împartă dacă nu vrea să o facă. Ariciule, haide să construim ceva împreună. Bine! Ăsta e un simplu cântec, despre o regulă s-o știți. E al meu, iar ăsta nu e. E al meu, iar ăsta nu e. Grijă mare! Atenție! La ce iei! Pilot de curse. Bună ziua, copilași! Salut!
trebui să găsești o protecție pentru ochi. Ah! O să iau ochelarii lui Ariciu. Crezi că ți se vor potrivi? Da! Oh, unde sunt ochelarii? Hei! I-am luat eu! Am nevoie de ei! Mă lași? Au! Ariciu, ochelarii tăi nu sunt buni! Nu pot vedea nimic! De ce? Sunt buni! Nu pot vedea nimic fără ei! Țopa, Ariciu are niște ochelari speciali. Nu poate vedea foarte bine fără ei, dar cu ei poate să vadă foarte bine. Atunci am nevoie de alți ochelari. Grohi, ce fel de ochelari sunt ai tăi? Sunt ochelari de soare. Grozav, se poate? Ei bine, da. Aha! Brrr, brrr, au! Sunt prea închiși. Nu pot conduce cu ochelarii ăștia. Poftim. Uite-i. Da, sunt perfect pentru plajă. Eu vreau să fiu un pilot de curse. Am venit. Hai să mergem împreună să ne plimbăm. Dar nu pot. Nu am... Ce ai tu acolo? Aceștia sunt ochelari de pilot. Și pot conduce cu ei? Nu știu, încearcă-i! Este perfect! Văd bine cu ei și sunt și rezistenți la nisip. Tu cu ce mai conduci? Mai am o pereche! Mulțumesc, Pandi! Acum nu mă vei prinde! Ce invenție minunată sunt ochelarii! Atât de diferiți și foarte utili! Ochelarii! Ariciu, ce ai în cutie? Am ochelari, mă ajută să văd mai bine. Micul nostru prieten este un drăguț. Are două cercuri mari pe năsuc. Două cercuri și agățători stau la el pe obrăjori. Două cercuri, două brațe și lentile. Pește bine ia. Să vezi totul, să vezi totul, să vezi totul, să vezi totul mult mai clar. Da, îți pui pe năsuc perechea de ochelari. Ochelarii îmi îmbunătățesc vederea. Am o vedere bună, dar și eu port ochelari. Îmi protejează tot timpul ochii de soare. Ai mei sunt rezistenți la praf. Am ochelari de pilot! Copilașii poartă ochelari diferiți, dar trebuie să aveți grijă de ei în același mod. Știți cum? Ștergeți lentilele cu o cârpă moale, nu vă lăsați ochelarii împrăștiați, păstrați-i într-o cutie specială, adică un toc pentru ochelari. Să vezi totul, să vezi totul, să vezi totul, să vezi totul mult mai clar. Îți pui pe năsuc perechea de ochelari. Da, îți pui pe năsuc perechea de ochelari. Uite așa! Baby Ricky, dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să te abonezi!